Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, pentru că mă ajută foarte mult. Vreau să spun și eu la ce concluzie am ajuns privind gala și nu doar gala, chiar și în casă ce s-a întâmplat. Este inadmisibil cei doi să fie din nou pe locul întâi. Am mai spus asta și pot să o mai spun de 1000 de ori și nu-i doar părerea mea, a foarte multor spectatori. Am citit niște comentarii că are ea grup puternic. Ce grup puternic are? În ce cercuri s-a învârtit? Ce cunoscuți milionari are? Că știți foarte bine din ce mediu provine. Părerea mea, și nu doar a mea, este că stafful îi ține în top. Stafful îi ține că fac materiale. Ați văzut, scria undeva că lider de audiență. Da, lider de audiență, dar nu la ceva bun, constructiv. Nu, nu, nu. La ceva rău. La niște lucruri care nici ar trebui să le vedem la televizor. În niciun caz la o emisiune matrimonială. Și atunci? Atunci de ce se întâmplă asta? Chiar cineva a postat o scrisoare directă către Simona Gherghe. A scris niște lucruri acolo, nu pot să le reproduc, dar cred că majoritatea ați citit-o. Deci, este, repet, inadmisibil ce se întâmplă. Toată lumea cerea afară, ați văzut ce reacție au avut pe live-ul lor acolo 2 zile. Și totuși sunt pe locul întâi. Pe Andrei chiar l-a scos de tot din top. Nici locul 3 n-am mai prins. Oare de ce? Andrei același e. Același. N-a făcut nimic grozav și n-a făcut nimic rău, n-a vorbit urât. Dar vedeți ce se mediatizează? Vedeți? Vulgaritatea, mahalagismele. Ce pot, nu doar eu, ce pot să înțeleg. Noi, copiii tineri care se uită, o să-și ia pe drept model pe hatice. O să creadă că, vă dați seama, fetițele de 13-14 ani nu au atâta discernământ să-și dea seama cam, că nu e bine ce face ea. Nu. Zice, este în top, primește cadouri, primește tot ce primește, înseamnă că e bine asta, să-i urmezi calea. Și nu este. Dar cine înțelege? Pe staff nu-l înțelege. Stafful, să știți, nu-i pasă. Stafful nu-i pasă. Stafului. Nici de banii noștri, nici de cei care îi vor afară, ei vor doar să câștige atât tot, să câștige. Da, pentru că toate costă. Ați văzut Mihai că mulțumea la cameră pentru cadouri, ați văzut ce cadouri a primit? Aproape tot ce a cerut, sau dacă nu, foarte multe. Și aceste cadouri nu costă bani? Și banii aceștia nu sunt munciți de cineva? Așa că nu se poate așa ceva. Are, într-adevăr, un grup, dar nu chiar așa puternic. Cum spunea Simona Gherghe, a făcut un efort susținut toți. Ce efort a făcut? Care? 5% care i-a avut ea? Efortul a făcut stafful. El, stafful îi ține, se vede clar. Toată lumea știe asta. Absolut toată lumea știe asta. Ce putem să mai facem? Am făcut? Nu eu. În general, toți care suntem așa zisi antifani ai lor. Păi nu poți să fii fan la așa ceva. I-am văzut iar la cameră cerându-și scuze și spunând că nu și-au ținut promisiunile, dar n-o să și le țină niciodată promisiunile. Le fac, le încalcă, le fac. Sunt oameni incredibili. Ce fel de om ești când nu ții promisiunea? Faci o promisiune și nu ții. Eu ceva mai rău de atât, n-am văzut niciodată în viața mea, și am și o vârstă destul de mare, dar așa ceva nu am văzut. Face o promisiune și după aia o încalci, iar o face, iar o încalci. Nu o să-și mai revine niciodată, așa o să rămână, pentru că nu au cum, mai ales ea. Ea în mediul ăla se învârte, din mediul ăla provine, nu se poate schimba în 2-3 luni, nici măcar în 2-3 ani, nu se poate schimba. Și plus că nici nu vrea, nu vrea, îi place. Și plus acum stafful, ținând-o pe locul întâi. Ea înțelege că
modul ei de viață e foarte bine privit de toată lumea. E foarte admirat. Am văzut atunci când îi urau la mulți ani, câțiva dintre susținătorii ei râdea. Hi, 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 ha, ha, ați văzut cum făcea? Râdea. Știți cu prima reacție, a cui e prima reacție, să știți, da? Și Mihai cu buchetul acela superb de flori și toate surprizele din casa ăștia au costat. Și staful le face toate hatârurile din cauza asta, că sunt lideri de audiență. Lider de audiență la așa nu. Așa să nu faci niciodată. Dar toți cei care văd, mă refer la tineri, au să creadă că așa trebuie să facă ca să câștige. Nu câștigă cine știe ce, dar oricum. Decât deloc. Am văzut când primiseră cadouri, venise și Roberto cu Vlad, nici nu l-a băgat în seamă pe Roberto. Nu știu de ce se mai apropie de ei. Bine, el e un băiat foarte bun, e un băiat extraordinar, dar totuși, puțină mândrie să aibă și el. L-a făcut în seara aia, noaptea, albie de porc și după aceea se mai apropie de ei. Ar trebui nici să ignore, pur și simplu. Și am văzut-o pe Hatice că se ducea pe la mame și să spună că să... Dar și mamele atâta îi cântă în strună, făcea Ana parcă sau Eleonora, nu mai știu care din ele. Când o să încep să sari calul, te tragem de mânecă, că să te oprim, nu o să poată opri. Ia să vedem, cu prima ocazie. Acum e ziua ei, acum e fericită, e în top din nou, a primit cadouri, dar să trec. Și o să vedeți iar adevărată ei față, nu e asta. Și toată lumea știe asta, toată lumea știe. Îmi dor eu. Are și ea câțiva susținători. Bine, cel mai tare susținător e staful. Staful, prezentatoarele care ați văzut-o, că nu-i zice nimica. Orice ar face. E vulcanică. Alta e să fii vulcanic și alta e să jignești în direct, când știi că ești filmat și auzit de toată lumea. Da. Li se pare lor normal așa ceva. Că, uite, mi-amintesc de o fază înainte să intru în concurs. Eu nu știam nimic, nu văzusem nici o emisiune pe tema asta, de unde să știu. Și am întrebat pe una din staff, nu mai știu atunci când ne-a dus de neamă, chiar nu era așa. Că cam ce ar trebui, cum ar trebui să mă comport? Știi ce mi-a zis? Să te cerți. Păi mie nu-mi place să mă cert. Dar câteodată situația impune nu să te cerți, zbieri, cum am văzut pe altele, nu? Care ați urmărit sezonul 2, am văzut că n-am început niciodată ceartă. Eu eram calmă. Asta enerva, că eram calmă. Vedeți? Asta trebuie. Scandalurile, mahalagismele. Asta merg. Nu știu de ce, că am văzut că publicul, majoritatea, sunt toți ok, sunt oameni serioși. De ce? Bine, mai zic de ce. Sunt unii care asta cer, să știți. Chiar există. Am văzut-o pe Hatice că s-a dus și la fete, voia să-și ia înapoi legătura cu ele. Care legătura? A avut vreodată legătură bună? Niciodată. Voi amintiți chiar din primele zile se luase rău de Irina, așa cum Irina-i după ea cățeluș. Oare de ce? Atunci când s-au dus pe terasă ea cu Mihai să mulțumească la camere, Irina era în spatele lor, aranja niște perne ca să vede ură la televizor. Parcă ei doi se văd frumos la televizor vorbind în ultimul hal. Nu se văd frumos. Poate, nu poate. Sigur, sunt oameni care apreciază asta. Sunt oameni care trăiesc din scandal. Nu pot fără scandal. Să știți că sunt. Chiar am cunoscut și eu. Aici nu. Aici în Rodos nu. Dar poate există, fac o paranteză, există și Rodos, dar nu-i cunosc eu. Nu-i cunosc. Nu mă învârt în așa cercuri. Eu cunosc doar oameni ca lumea, oameni liniștiți. Pentru că dacă văd ceva la cunoscuți de mei, mă îndepărtez. De ce? N-am nevoie eu de scandaluri în viața mea. Pur și simplu nu am. Dar există, eu în România am văzut, la mine în oraș, există oameni care nu pot, cum e Hatice. Cel mai bun exemplu. Nu pot fără, nu pot trăi. E oxigenul lor. O zi, dacă nu s-au certat sau măcar să se contrazică, seara sunt bolnavi, trebuie să facă ceva. Așa fel de om este. Și l-a stricat și pe Mihai. Mihai venise cu alte pretenții la femeie. Nu zicea că să meargă cu capul jos. Care cap jos? Și-a găsit mahalaua din Brăila. Ea a zis asta. Când s-a certat cu Irina. Asta sunt. Din mahalaua Brăilei n-a zis asta? Păi eu de unde să fi știut altfel?
E de unde să știu? Păi eu nu am mai văzut-o și nici n-am de gând. Nu vreau să cunosc oamenii ca ei. Nu. Am văzut că și mama lui Mihai a făcut un tort. Dă bine la televizor. Știți de ce? Familia lor, amândoi, vor că ei să câștige. N-ați văzut și în sezonul 6 cât a înghițit și a tăcut Adriana ca să ia băiatul ei premiul, dar n-a luat până la urmă nimic, pentru că nu au stat împreună și știe toată lumea. Ea n-a mai vrut. Și nici el, după ce a aflat. Deci, scopul ăsta e, marele premiu. Ăsta e scopul final. Iei marele premiu, suporți orice. Păi, credeți că mamei lui Mihai îi place ce vede? Credeți că o iubește, că ține la ea, că o admiră, viitoare noră? Eu nu cred asta. Orice mamă sănătoasă la cap de băiat, pentru că am trei băieți mari, peste 30 de ani căsătoriți, am și o nepoțică, nu de la David, nu. Dar așa ceva nu aș accepta, nu aș accepta pur și simplu. Și nu doar eu, că eu nu stau cu ei în casă. Băieții mei n-ar accepta așa ceva. Așa că cei care încă o votează și o admiră, sunt, că ați văzut când i-a urat la mulți ani. Și am mai văzut și comentarii pe Facebook, pe Instagram, pentru că mă uit, că n-am și eu timp liber. Aceștia sunt exact ca ea, același caracter. Că de asta vă spuneam, sunt oameni care trăiesc din certuri, din bahalagisme. Asta e viața lor, nu știu altă viață. Nu știu alte cuvinte să rostească, cum e și ea. Pur și simplu nu știu. Nu știu cuvinte frumoase. Nu știu să bucure de viață. Bucuria lor, cea mai mare, e cearta. Au ceartă, au scandaluri, contraziceri, urlete, bineînțeles, că nu poți să te cerți cu voce potolită. Și din asta trăiesc, cu asta se hrănesc. Ăștia sunt cei care votează acest cuplu. Că, mă repet, un om sănătos la minte n-ar vota așa ceva. Și sunt foarte mulți care n-ar vota. Chiar i-am văzut. Cam asta au fost concluziile mele. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like, că mă ajută. La revedere!